Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit. Suntem în Cluj, la un muzeu deosebit, se numește Muzeul Muzeon și este dedicat evreului sau evreilor care locuiesc lângă tine. Suntem cu Flavia Craioveanu și o să ne introducă un pic în această atmosferă și în acest muzeu. Bună! Bună! Sunt Flavia Craioveanu, cofondator al muzeului și în prezent manager. Așa cum spuneai, ne numim Muzeon, povestea vecinului tău evreu, și ne numim astfel pentru că la baza expoziției avem avem de fapt povești de viață, mai mult decât exponate. Da. Cadrul expoziției avem 3 ghizi audio care ghidează vizitatorii, nu este nevoie de un ghidaj personal, să zicem. Fiecare dintre cei 3 ghizi sunt creați pe baza unor persoane reale care au trăit în Cluj în secolul 20 și fiecare își spune povestea lui de viață, cum a fost înainte de Holocaust, cum au trecut prin Holocaust și apoi cum a fost viața lor după. Da. Da. Despre ghid, despre autoghid, e foarte important de specificat faptul că e simplu să te conectezi, e un cod QR, te conectezi de pe telefon și asculți de pe telefon, te conectezi și la rețea, e foarte simplu de făcut asta și te plimbi ușor prin fiecare cameră. Lucru ce îl vom face și noi acum și o să vă arătăm într-o mică măsură ce veți găsi aici. Accesul la ghidul audio este foarte simplu, avem nevoie doar de un telefon și trebuie să scanăm primul cod. Cu acest cod ne conectăm la Wi-Fi și după aia trebuie scanat celălalt cod ca să ne conectăm la ghidul audio. Aici selectăm limba și ghidul. Și fiecare număr corespunde cu un exponat. Și când vedeți numărul respectiv lângă obiect, atunci trebuie doar să apăsați numărul respectiv pe telefon și povestea începe. Eu sunt Iulia, dar prietenii mă alintă Iulișco. Povestea pe care urmează să o asculți este povestea vieții mele. M-am născut într-o familie de evrei, aici, într-un sat de lângă Cluj în 1908. În ghidul audio avem fiecare exponat marcat printr-un număr, de la 1 la 21. E foarte simplu de utilizat. În momentul în care te afli la primul exponat, apeși cifra 1 și povestea începe. De asemenea, pe lângă partea audio avem și niște descrieri sub formă de text, cumva mai istorice sau mai detaliate despre fiecare exponat. Aici, în tablou, la primul exponat avem familia pe baza căruia am creat ghidul audio și aici putem să o vedem pe Iulia ca ghid sau pe Paul și pe David. Deci cele 3 persoane pe care le poți alege ca ghid audio, da. Ele sunt niște, au fost niște persoane reale. Da. Sunt oameni simpli care au trăit în Cluj, care aveau pur și simplu vise și pasiuni cum avem noi sau idealuri, da. Sau așa mai departe și cărora viața li s-a oprit brusc în timpul războiului din cauza Holocaustului. Pentru că aici acest muzeu reflectă o anumită etapă, niște ani, nu? O perioadă. Da. Da. Începe cam din anii 20 și se încheie după război. Okay. Povestea. Okay. În mare. Și de asta, din cauza că erau oameni simpli și aveau niște preocupări la fel ca oricine altcineva din ziua de azi, ne-am gândit în prima încăpere să povestim un pic despre cum trăiau ei viața și ce însemna mersul la școală, de exemplu, ce le plăcea să citească, ce pasiuni de genul ăsta aveau, intelectuale. Apoi, și trebuie să specificăm că aici sunt niște cărți vechi pe care chiar poți să le atingi, să le deschizi, un lucru mai rar pe care poți să-l faci. Apoi, restul încăperii se ocupă de obiceiurile ce țin mai mult de religie, să zicem, sau de cultură. Aici avem explicații despre
modul de utilizare a obiectelor rituale, acasă sau la sinagogă, modul de desfășurare a șabatului, de exemplu, care sunt obiectele care se folosesc în timpul mesei de sabat. Aici, de exemplu, avem o cutiuță care se umple cu mirodenii la finalul sabatului, cumva ca să-ți aline suferința că tocmai s-a încheiat sabatul și se poate mirosi. De obicei se folosește scorțișoară, cardamom și alte mirodenii orientale. Da. Și apoi avem câte ceva despre muzică, muzica klezmer. În ghidul audio avem și niște scurte secvențe din piese evreiești înregistrate la începutul secolului, de până anii 20. Și apoi restul expoziției se ocupă de bucătăria kosher și cam ce înseamnă asta, cum se face sacrificiul animalelor, cum se spală vasele, tot felul de detalii de viață, ce țin de viața de zi cu zi. Deci tot ce vedem în culoarea alb și gri este actual. Restul ce este colorat e din acel timp. Nu neapărat. Toate sunt obiecte vechi. Așa. Inclusiv masa, scaunele, banca, tot ce vedem este vechi, dar ele nu fac parte din expoziție, ci sunt mai degrabă o recuzită pentru expoziție și atunci, ca să nu deruteze vizitatorul, sunt lăsate în alb. Ok. Doar obiectele colorate fac parte din expoziție. Foarte interesant. În continuare, avem așa niște mici detalii despre cum au ajuns evrei în Transilvania, cam în ce perioade, cu ce se ocupau și cam care a fost evoluția populației evreiești în Cluj. Da. Aici povestea continuă cu legenda primei sinagogi construite în Cluj, în preajma anului 1850, care este ilustrată aici pe perete. Unde, mă rog, există într-un vechi ziar din anii 20, am impresia, o legendă despre cum sinagoga era oarecum bântuită. Dar nu o să vă dau mai multe detalii, pentru că ghidul audio povestește lucrul ăsta în detalii și nu vreau să dau spoilere. Mi se pare corect. Și în timpul vizitei, vizitatorii se pot așeza în banca aceasta de sinagogă, care este originală, primită din Dej, și te poți așeza aici și poți asculta povestea în mod... Și o cheie deosebită. Cheia face parte tot din poveste, de asta e aici. Ah, ok. Ok, bine. În continuare, expoziția devine puțin mai interactivă, în sensul în care avem o cutie în care putem să privim. Da. Avem niște orificii prin care putem să ne uităm și să vedem, de exemplu, fostul spital evreiesc din Cluj. Uh-huh. O machetă. Da. Apoi putem să vedem o machetă a unui cinematograf pe ecranul căruia rulează un film regizat de un regizor evreu din Cluj, care practic se spunea că a adus Hollywoodul în Transilvania. Și apoi avem niște elemente de realitate virtuală în care
Avem expuse niște imagini 3D a unor clădiri construite de arhitecți evrei din Cluj, suprapuse peste cadrul actual al orașului. Oh, foarte interesant. Și este, e simplu, trebuie doar să te apropii și ochelarii se pornesc și poți să uiți împrejur, dacă vrei să încerci. Da. Foarte frumos. Iar imaginile se schimbă și poți să te uiți așa panoramic la fiecare imagine în parte. Da. Plus, undeva în centru vezi pozele vechi, poza veche a locului. Foarte frumos. Mhm. Iar pe partea cealaltă avem niște panouri cu replici după niște picturi realizate de artiști evrei din Transilvania în general, care se pot scoate așa ca să... Alex Leon este unul dintre artiștii mei preferați, să zicem, care are un stil așa foarte întunecat de grafică. Noi avem artiști de la Baia Mare, din școala băimăreană de pictură. Iar apoi expoziția continuă cu lucruri care țineau de antisemitismul vremii, anilor 20, 30, 40 și cum presa a fost un mijloc major de propagandă antisemită. Acestea sunt toate ziare din Cluj în care se regăsesc articole antisemite. Deci dacă te apropii, poți citi toată propaganda. Da. Da, se pot citi ziarele, sigur. Da. Aici avem o instalație artistică, să zicem, menită să creeze disconfort în vizitatori. Cumva să simtă o parte din, la mod simbolic, sigur, o parte din ceea ce simțeau evreii atunci, care erau foarte acuzați din stânga, din dreapta, de tot felul de lucruri care nu erau adevărate. Mai avem o oglindă în care, dacă stai în locul potrivit, poți să-ți proiectezi steaua galbenă pe care o purtau evreii în piept. Tot așa, în încercarea de a te pune cât de cât în locul persoanei care era persecutată. Iar expoziția continuă cu... un vagon care este original din 1943, în care se era pentru transport de animale, pe care l-am reconstituit parțial aici în muzeu, în care sunt niște pânze pe care sunt proiectate niște umbre umane, tocmai ca să dea senzația de aglomerare, de disconfort. Și bineînțeles aici ghizii audio încep să povestească despre experiența lor din timpul Holocaustului. Și cum practic fiecare dintre ei a fost ajuns la destinație printr-un tren. De exemplu, David a ajuns la Auschwitz cu trenul, Iulia a scăpat de Holocaust tot cu un tren, iar
Paul a fost dus la o tabără de muncă forțată din Ungaria. Aici, cum spuneam, elemente din tren sunt reale. De exemplu, ușa aceasta este autentică în totalitate. Cadrele de metal și gurile de aerisire sunt iarăși autentice. Și da, pânzele astea sunt cu scopul de a face cumva slalom printre oamenii înghesuiți în tren. Aici avem două găleți, pentru că una era pentru un vagon de 60-70 de persoane sau chiar mai multe. O găleată era cu apă și o găleată era pentru nevoile personale. Deci voi puteți imagina ce era acolo. Condițiile erau de nedescris. Ca să nu mai zicem ori frig, ori căldură. Da, căldură poate prea mare și... Da. Da. Iar aici avem o carte cu numele persoanelor din Cluj și din împrejurimi care au fost victime ale Holocaustului. Este o listă de nume pe care am obținut-o cu ajutorul celor de la Yad Vashem din Ierusalim. Și mulți vizitatori își găsesc în această carte strămoși sau rude care au decedat în Holocaust. Aici povestea se împarte cumva în trei zone diferite, pentru că, după cum spuneam la început, cei trei ghizi își spun povestea personală de viață. Și în zona aceasta cu galben avem... ne axăm pe povestea lui Paul, care a fost în tabără de muncă forțată. Iar în acești ochelari VR putem să vedem o secvență din cum muncea el în timpul războiului și ce avea de făcut. În principiu, el a participat la construcția unui aeroport într-un oraș din Ungaria. Alții săpau tranșee. Wow! Poziți pe câmp, da. Iar acestea sunt documente de ale lui. Asta, de exemplu, e un ziar din tabăra de muncă pe care l-a adus cu el acasă. Era un ziar cumva sarcastic, scris de deținuți evrei, în care trebuia să prezinte cât de bune sunt condițiile în tabără, ceea ce nu erau deloc. Da. Cartea lui de muncă. Și cărți poștale, scrisori trimise din tabără către familia de acasă, mă rog, către logodnica lui de atunci, mai degrabă, pentru că ea nu a fost evreică și n-a fost deportată. Apoi aici avem o instalație întreagă despre povestea lui David, mai degrabă, care a fost deportat la Auschwitz și și-a împreună cu soția și cei doi copii mici și și-a pierdut acolo soția și copiii. El a supraviețuit cumva și s-a întors acasă la finalul războiului. Și avem o reproducere după uniforma lui de lucru cu numărul pe care l-a purtat în Auschwitz. Și asta e o replică, evident, a unui stâlp din tabără, din lagăr. Mai avem o secvență de realitate virtuală în care e ilustrată
baraca în care trăia el împreună. Am încercat să-l ilustrăm pe el. Avem și povestea, și oamenii pot să stea jos și să asculte în continuare. Wow. Deci așa arăta un lagăr la interior cu oameni. Da. Wow. Și a treia zonă din această încăpere este dedicată călătoriei Iuliei cu cei doi copii ai ei, care au pornit din Cluj, cum se vede și pe hartă, trecut prin Budapesta, Linz, Bergen-Belsen, unde au trăit câteva luni într-un lagăr nazist, dar cumva aveau un statut diferit și nu au fost puși la muncă. Și care apoi au ajuns în Elveția, unde au fost primiți ca refugiați. De acolo, unii au plecat ba în Israel, ba s-au întors acasă. Ea a ales să continue în Israel. În povestea ei sunt multe detalii despre călătoria ei cu trenul și cu cei doi copii. N-a fost ușor. Nici pentru ei, adică faptul că au scăpat nu a însemnat că a mers totul bine și simplu. Dar da, asta, ea vă poate spune cel mai bine ascultând ghidul audio. Și apoi mai avem o instalație de realitate virtuală unde putem vedea cam cum călătoreau ei cu trenul, pentru că nu era așa de, nu stăteau la clasa întâi nici ei. Era înghesuială mare. Da. Wow. Și aceasta este ultima încăpere din expoziție, unde avem așa un cadru umplut cu mușchi natural din pădure și cu o lumină foarte puternică. Ideea era să transmitem cumva vizual că viața a continuat și după Holocaust. Am încercat să ilustrăm cumva ideea de renaștere prin folosirea unui mușchi natural. Și aici avem imagini din viața celor trei ghizi audio de după Holocaust și cum și-au dezvoltat propriile familii și cum au continuat să trăiască. Iar aici, pe cei trei stâlpi, avem câte un obiect care spune ceva despre fiecare ghid și despre viața lui de dinainte, de Holocaust. Da, asta iarăși din ghidul audio să vă las să descoperiți, pentru că sunt spoilere dacă încep eu să vă zic. Așa este. Și pe peretele din stânga avem cumva ilustrat vizual cu puncte negre persoanele care au fost, adică punctele în general sunt persoanele care au fost deportate din județul Cluj și punctele verzi sunt cei care au supraviețuit, foarte puțin. Dacă te uiți de la îndepărtare, aproape că nu vezi punctele verzi. Păi asta e problema. Da. Și apoi continuăm cu niște statistici despre cum a scăzut foarte brusc, cum a crescut destul de mult, da, populația din Cluj cum și apoi cum a scăzut, da, la 1% după război. Și pe urmă, cum au avut loc, în ce părți ale lumii au avut loc emigrarea evreilor din Transilvania și din România, pentru că nici în perioada comunismului nu a fost ușor pentru evrei de aici. Da.
asta e o încăpere goală deocamdată, în care organizăm expoziții temporare. Am organizat expoziții despre pictura artiștilor evrei din Transilvania, special din școala de pictură Băimăreanu. Am mai organizat expoziții de fotografie cu fotografii ale evreilor înainte de Holocaust, din Cluj. Și urmează să mai organizăm expoziții interesante. Oricum, până atunci, vizitatorii sunt încurajați să lasă o donație tocmai ca să ne ajute să construim următoarea expoziție. Ok. Bine. Vă mulțumim pentru această introducere. Trebuie neapărat să ajungeți aici când ajungeți în Cluj, pentru că face parte din niște pagini negre ale istoriei și trebuie să le știm și pe ele. Vă mulțumim și vă urăm toate cele bune. Mulțumim și noi.